În mijlocul unei zile aglomerate, după un masterclass unde a stat de vorbă cu blogări cunoscuți și cu o parte dintre fani, am reușit să-i furăm Loredanei câteva minute. Am venit să lansăm o provocare. Vrem să vedem ce are Lori în mașină. Cu ce, ce găsim la ea în mașină? Ok, sper să fie tot ok, să nu găsiți ceva ce n-am găsit. Aș vrea să găsiți ce n-am găsit eu. Ce? Ai pierdut ceva? Îți dai seama că se mai rătăcesc lucruri, mai ales când mașina asta este și a doua casa mea. A, da? Deci dar înseamnă că astăzi s-ar putea să fie mai bine decât altă dată. Înseamnă că ar trebui să fie plină cu chestii. Hai să vedem. Stai să dau eu. Ok. Ce am aici, da? Da. Apă. Apa. Apa. Apa, apa. Cântă tu că eu nu mă pricep. Asta am primit-o astăzi, o coroniță. De la fani. Da, din crizanteme. Și o prăjitură. Un crème schnit. Aoleu, wow. Cum arată. Vreți? Eu sunt la regim. Ok, mai bine. Mănânci dulciuri? L-am primit. Nu știu dacă o să reși mănânc. Dar o să le dau și un dar din dar să face rai. Așa. Ia să vedem ce mai. Operna, Tim Lori, Vocea României. Yes. Umbrela. Ești pregătită pentru orice. Așa. Rucsăcelul meu. Care are foarte multe chestii în el. Genți în genți în genți, ca o matrioșcă din aia, nu? Da. Așa, prosoape, adică, nu se știe niciodată, ies de la concert, tot timpul trebuie să am aici. Și foarte multe geci, după cum ești vedeți. Friguroasă? Nu neapărat că sunt friguroasă, dar ele sunt tot timpul aici în mașină și mai am încă una, vezi? Am și pe alb și pe negru. Și încă o umbrelă, că nu se știe. Da. Și-am mai văzut ceva, poți să-mi hai? A, niște afișe, da. Asta pot să vă și dau. De fapt, îi dau unul lui Cătălin. Cu autograf și îl invit la concertul meu de la Sala Palatului. Stai să te ajut. Sentimente. 26 noiembrie. Eveniment unic și irepetabil. Ai pregătit surprize? Da, foarte multe și foarte frumoase. Pune-ne și nouă ceva. Nu pot să vă zic că sunt surprize, dar vor fi invitații din țară și din sănătate și voi încerca să vă stârnesc toate simțurile. Ca în fiecare an. Da, asta mai e ceva ca niciodată. O să vedeți de ce zic asta. Dar după ce veți veni la concert. Da, spunem. Intens, până atunci. O să venim și noi la repetiții să vedem. Dau lui Cătălin. Cătălin, asta e pentru tine, dragul meu. Și te aștept cu mare drag. Așa. Faci tu. Așa. Îl duc eu. Ce mai... Ce să mai arăt? Ia să vedem înăuntru ce mai ai. Stai puțin să pun asta aici, am fost dimineața la un show la radio. Te-am auzit, ai făcut super show acolo. Da, a fost nebunie. Și bineînțeles, beauty case. Altă trusă, altă geantă. Beauty case-uri. Știi ce vreau să mai văd? Ce muzică asculti tu la drum? Ce muzică ascultă fata mea, pentru că ea... O să vedeți ce ascultă. Sundance cu mami. Toate albumele tale, nu? Normal. Uite ce... Deci... Și ăsta e ultimul album în care apar și eu alături de Connector. Albumul lui Damian. Brothers. Și... căști. Căștile mele de... Inieru. Concert. Exact. Alte căști, ochelari Elenei, bentițe de ale ei,
Recunoașteți? Arsenie Boca. Exact. Se poate spune că... Un inel rătăcit, o inimă de diamant. Da, ai vreun talisman în mașină? Talisman? Da. Păi uite, tocmai ce am arătat, am talismane, de tot felul. Vezi? Cam asta. E ordine, să știți. Am văzut. Zi bună. Mă așteptam să găsim mai multe haine, mai... Și ceaiul meu cel de toate zilele. Credeam că la cât ai de... Bun. Și spicy. Pun în el cuișoare, scurțișoară și praf de ardei iute. Cardamon și cei verde. Vrei să iei? Nu, nu, nu. Merge cu cremșnitul. Cred că de la asta ai tu atâta energie. Se poate. Eu mă așteptam să găsesc un termos cu cafea, un pahar cu cafea. Nu, nu, nu beau cafea, nu mai beau. Obișnuiam să odată. Dar îmi place mai mult ceaia acum. Dar petreci mult timp în mașină, nu-i așa? Da, destul de mult timp. Este cea care mă... Prietena mea, care mă duce și mă aduce. Ce-ți place să conduci? Mâncaia și gurița ei. Da, îmi place să conduc, dar nu în afara orașului. Îmi place în oraș. Îmi place noaptea să conduc, când nu e trafic și când... A conduce unor e ca o meditație, așa. Vezi peisajele cum se duc în stânga și în dreapta și rămâi cumva cu gândurile tale. E foarte frumos.